Eu sunt cum zici Victoria. Eu am ales fotbalul. Eu sunt jucătorul 11. Atletic Trășeni. Îmi place mult fotbalul. De ce nu vrei să joci într-o echipă de fete? Mai bine cu băieții. Telefon care joacă într-o echipă, fiindcă noi deodată am fost în altă echipă. Și eu îi spun, uite Victor, dacă asta e un sport pentru băieți, adică tu nu ar trebui să... Dar mi-a spus, mama, nu, eu vreau să joc fotbal. Spune, da, dar nu este echipă de fetițe, cum ai să joci fotbal? Și noi eu să mă joc cu băieții. Și acum îi spunem, totuși nu te mai duci, mai am o fetiță mai mare și spune, ești un băiat în casă, nu ești o fetiță. Și e cam super, dar mă rog. Dar zice că mergem înainte, mergem, mama, nu... Cam e disconfort, știți cum. La noi încă n-am văzut un fotbal de fete. Și asta e, poate acum pe... Știți, se mai modifică mai multe și sunt fetele acum... Sunt ca băieții, sunt mai energici ca băieții. Ne așteptăm în jumatea noastră, am înțeles? Aștept, el o bat permanent înainte. Avem o fetiță, foarte... Bravo și foarte doritoare, darnică de a se dedica fotbalului. E foarte bravo, aș spune, la vârsta ei, chiar e cea mai talentată aproape din jucătorii noștri. E 2011, pare mi se, dacă nu mă greșesc. Și e foarte bravo. Are dorință, vine la antrenament de fiecare dată cu veselie, dorință de a juca, de a alerga. Foarte bravo. Prima perioadă unii nu vroiau să facă exercițiile cu ea, apoi toți băieții mai cu ea în pereche vor să facă toate exercițiile, toate jocurile care le facem la antrenament. Foarte mult avem nevoie de un teren, ca să putem antrena, mai comod, ambii, așa, nu avem timp, la teren, nu avem zile, cum să ne ocupăm și, practic, dacă plouă, nu avem unde ne antrena, pentru că terenul de la unde ne antrenăm noi la internat e foarte prost făcut și când plouă, apa nu se prea scurge normal, așa cum ar trebui. Dă un centru,